Aici este Dinamo. Nu aveți unde să vă ascundeți. Și Ștefan cel Mare Dinamo trebuie să întoarcă rezultatul dezastros de la Clujul, ne-a pierdut cu 2-0. Dacă vrea să rămână în Liga 1, dacă nu, premiera națională Dinamo retrogradează, se duce în Liga 2 și rămâne de văzut ce se va întâmpla acolo. În foarte scurte momente facem partida, mai sunt undeva la vreo 10 minute. Stadionul e plin, atmosfera e frumoasă, au venit foarte, foarte mulți spectatori. Dar haide să vedem ce se va întâmpla, pentru că se anunță un meci, se anunță și furtună în același timp. Rămâne de văzut dacă ne va ploua sau nu, dar eu voi fi aici până la finalul meciului, așa că indiferent ce va fi, voi fi aici și să vedem. Pronosticul meu, eu zic că Dinamo bate, dar nu știu dacă va reuși să bată la minim 2 goluri diferență. Sincer mi-aș dori, dar să vedem. Chiar îmi doresc ca Dinamo să rămână negativ, pentru că să se mai piardă o nouă echipă de tradiție din Liga 1, nu-mi doresc. Și așa fotbalul românesc suferă foarte mult, așa că hai Dinamo, câștigă și rămâi acolo Liga 1, pentru că România are nevoie. Hai să vedem cum va fi meciul. Zi un rezultat, zi un rezultat! Auzi, bă, zi un rezultat! 3-0 Dinamo! 3-0 Dinamo? 4-1! 4-1! Eu aș vrea minim 3-1 și să bat Dinamo la penalti, dar asta e partea a doua.
chi a făcut stewardul ăla sau jandar ce fie. Thank you.
după joc. E incredibil arbitru. Dinamo e Liga 2. Fotbalul românesc mai pierde o echipă de tradiție. Am intrat suporterii pe stadion. Atât cu vlogul, galeria încă a rămas acolo, nu s-a mișcat, nu mai e nimeni pe teren. Și cei de la Ucru și cei de la Dinamo s-au dus la vestiare. Nu știu ce va urma, probabil m-au luat cu stadionul, nu știu. Dar foarte multă lume încă este în tribune, așa că Dinamo de la anul va juca în Liga 2, Ucru promovează. S-au întors ei de la Ucru, acum observ, dar oricum. E trist ceea ce se întâmplă pentru Dinamo, trist pentru fotbalul românesc, chiar dacă știu că mulți poate țineți cu FCSB sau vrea să retroadeze Dinamo, un club de tradiție posibil să dispară din România, ceea ce nu e ok. Am ieșit până la urmă de pe stadion, ce-i drept. Sincer, cred că dacă Dinamo rămânea Liga 1, în continuare se chinuia foarte tare. Așa, dacă o ia din Liga 2, poate o ia de la 0 și revine. Dar totuși e trist. E trist ceea ce se întâmplă pentru fanii dinamoviști și pentru fotbalul din România. Felicitări Clujului pentru promovare. Noi ne revedem la noi vloguri imediat cum începe sezonul european. O să mai fie meciurile naționale. Ne revedem de acolo. Salutări și o seară neagră totuși pentru istoria legii întâi.